Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod cu SnowRunner pe canalul Hosenka Games. În episodul de astăzi avem misiunea să recuperăm un semi-trailer, adică ăsta de aici, cu ulei, care a rămas blocat în această mlaștină și va trebui să-l transportăm undeva aici jos, la Fisher Store. Probabil au nevoie de ulei pentru a funcționa zona asta aici, nu știu. Bun, hai să mergem să-l luăm. Pentru această misiune am optat pentru azovul acesta, pentru că știți că îmi place foarte mult și ăsta. Pare un trailer mare. Cred că mai bine optam pentru colobul nostru din episodul trecut. Dar eu zic că se descurcă și azovul nostru de minune. Hai să vedem, o să mă bag cu spatele. Încerc să mă întorc aici. Da, nu știu cum a rămas să stai aici în podmolit, dar așa zicea în misiune că a rămas în podmolit în mlașină și că dacă are un nevoie de un șofer profesionist și că dacă pot să-l ajut. Și am zis, bineînțeles, tata Hosenka este aici pentru a vă ajuta. Bun. Nu. V și ataș trailer. Hai să dau și-o timpul pe rapid. Pe rapid auzi pe zi. Așa, să se vadă frumos. Bun, hai să-i dăm bice să vedem cum se descurcă azovul nostru cu dita mai cisterna de ulei. Că-l scoate din mlașină fără nicio problemă. Nu mi-am făcut traseul, dar cred că așa în mare îl știu. Nu o să mai stau să mi-l fac. Această misiune e scurticică, adică nu e foarte lungă. Și cred că o să mai facem una. Am pus eu deja ochii pe una. Mai exact să ducem niște materiale la garaj, pentru că știți că garajul este defect. Avem decât un singur slot, arată acolo înăuntru dezastros. Și am pus ochii pe o misiune în care trebuie să ducem niște materiale să mai reparăm din garaj. Nu știu dacă în totalitate sau parțial. Vom vedea. Pentru că misiunea asta, bă, că se descurcă azovul ăsta de minune, drumul e bun. Nu e nici așa departe de dus această cisternă, așa că ne vom băga și pe cea de-a doua misiune, să zic așa. Ba, aici, din câte știu eu, dreapta trebuia să fac și voi ține tot înainte. Ia să vedem dacă e ok. Da, tot înainte până ajungem la... Până ajungem la zona în care trebuie să livrăm această cisternă. Azovul nostru n-are nicio problemă. Pietrele astea, mă... Ce m-au aruncat pietrele alea într-o parte. De am ajuns, te-am dat în stâlp și am luat și damage la motorul 1. Da, nu ai problemă. Hai ușurel. Trecem pe podișcă. Vedeam că mă duc pe lângă. O să ajungem foarte, foarte repede la această misiune. La destinație, pardon. Dar următoarea misiune e ceva mai măricică. Așa că... Adică ceva mai măricică. Presupune ceva mai mult timp.
Iasă. Dau eu un low. Revin înapoi pe auto. Credeam că e mai greu acolo de trecut, dar se pare că, nu e. Da, și cam asta este, pentru că am ajuns. Odată ajuns pe asfalt, mai mergem foarte puțin și ajungem la zona de unde trebuie să livrăm cisterna. Semi-trailerul ăsta. Mai exact aici, pe stânga. Deci e un port, ceva, oare acolo ce-o fi? Aici sau acolo înăuntru? A, aici e service hub, am înțeles, pot să iau lucruri. Bun, ia să vedem. Bun, și mi l-a luat automat. Gata, i-am alimentat, a, uite, e rezervorul aici, mă. Și am alimentat cu țiței pentru bărci, cred. Bun, hai să iau și misiunea de care ziceam eu. Asta cu second garage construction. Îi dăm un start. Și după cum vedeți, trebuie să luăm două wooden planks-uri, două bricks-uri și două service per parts-uri. Aș putea să iau și de aici, dar nu am remorcă. Asta ce e? Wooden planks-urile, uite, pot să iau de aici. Bun, păi o să mă întorc pe partea asta. O să iau remorca asta de aici, că tot e asta albastră. Încarc cu dumplings-ul. Voi merge în partea... Stai, mă, ce-am... Mi-a pus aici 100 de checkpoint-uri. Și acum face la fel. Să merg așa în partea asta. O să mă încarc și cu... cu bricks-urile de aici. Apoi o să mă întorc tot pe aici și ne continuăm drumul, că pentru service hub-uri avem și la garaj, așa că n-are rost să le iau din altă parte. Hai să-i dau înapoi. Ușurel, așa. Și îmi voi continua drumul spre remorcă. Stai că întoarce ăsta de mamă. Așa, tăticu. Mergem să luăm udăm planks-urile, bricks-urile și celelalte le iau de la garaj. Ați văzut că le am acolo. Și vom face și această misiune în care ne va repara garajul. Nu știu dacă în totalitate, v-am spus, sau parțial. Vom vedea. Dar o să revin când ajung eu la remorcă. Ca să nu vă plictisesc cu tot acest drum, doar cu acest cap tractor. Haideți că mai am foarte puțin, am ajuns în zona asta. Mai am foarte puțin, leg remorca și ne încărcăm cu dumplings-uri de aici. Deși nu știu dacă are rost să mă încarc de acum cu dumplings, pentru că oricum o să mă întorc pe acest drum. Așa că... Eu cred că o să mă încarc după... Bă, sper să nu aibă nimic remorca asta în ea. Dar pare a fi goală. Perfect. Perfect. E goală. Da, o să mă duc să iau bricks-urile și apoi mă întorc după wooden planks. Pentru că tot pe drumul ăsta trebuie să... Uite, am și descoperit, mi-a dat 30 de XP. Am descoperit trailerul. Hai să o legăm ușurel. Hop. Dăm un ataș trailer și ne continuăm drumul spre... Da, mai întâi mă duc, iau bricks-urile și apoi mă întorc după wooden planks-uri. Ca să nu mai trag de ele și spre bricks. Problema e că nu știu pe aici... pe partea aia cu asfalt, cred. Numai și am pus să o iau pe aici.
Hai ușurel. Așa. Avem puțin de mers și până la cărămizi, dar asta este, n-avem ce face, pentru că asta presupune jocul. Să te duci dintr-un punct A într-un punct B, să iei materiale, să le duci dincolo și tot așa. Cei care urmăriți acest joc și vă place, știți că necesită timp, pentru că n-avem ce face, asta este jocul. Dar oricum am văzut că vă place foarte mult SnowRunner-ul, așa că mă bucur. Și mie îmi place să-l joc. Și lucrul acesta mă bucură enorm, pentru că îmi place și mie să-l joc și vă place și vouă să-l priviți. Am făcut o alegere bună cu acest Azov, că se descurcă de minune. Dacă ar avea el niște roți mai mari și o gardă la sol ceva mai înaltă, cred că ar fi și mai bun de atâta. Oricum, uite-l cum merge prin zona asta. Hai să nu-l loadăm prea mult, că după aia poate șuia în cap și... Bă, da, eu am mai trecut prin zona asta pe aici, că... Da, am mai trecut. Nu prea îmi părea cunoscută, dar mi-am amintit acum că am trecut. Totuși... Se cam întunecă sau mi se pare mie? Sau aici sunt la umbra stâncilor? Stai, că trebuie să fac o manevră, că nu prea mă încadrez aici. Hai, ușurel. Când o să ajung la brick, se încarcă rămizile, voi da și timpul. Dar până atunci voi merge așa. Știți că mie îmi place să... Ce-am făcut? Ok. Hai că nu, uite, nu mai avem mult și ajungem. E și aici, e o cisternă din asta mai micuță care se tractează. Bun, hai să mă încarc cu acești doi paleți de cărămidă. Bun, și am zis că trebuie să mă întorc tot pe aici, nu? Ca alt drum, da, ca să trebuie să se audă în plains-ul, da. Deci ne întoarcem pe unde am venit, practic. Pac, pac, pac. Pac, deci mi-ar primi mașina asta, vin, mă încarc, pe aia continui drumul în partea asta și mergem spre garaj acum. Uite așa, ușurel, în partea asta și ajungem la garaj, de unde luăm și bricks ăstea, service per parts-urile, sau le luăm după aia, vedem. Hai. Stai să fac și... Să dau și timpul, că am uitat. Și acum să încerc să mă întorc aici, ușurel, așa. În tot spațiul ăsta pe care îl vedeți voi, să vedeți că nu pot să mă întorc și trebuie să mai fac o manevră. Ia să vedem. Reușesc să mă întorc? Și dacă reușesc la limită. Da, deci tot am atins bradul și risc să mă și răstorn, uite-te. Deci în tot spațiul ăsta aici. Asta este, ca să nu mai fac o manevră, am încercat să întorc din prima. Dar cu mare, mare dificultate, ați văzut. Asta este. Dar rest așa, n-am treabă cu el. Merge bine. Azovul. Da, din câte am văzut,
Ne apropiem încet încet de terminarea misiunilor pe această hartă, cel puțin pe Duncan Bay. Nu știu exact pe cealaltă, să vedem ce misiuni mai avem. Dar nu este problemă că ne mutăm pe altele. Dacă e ceva, schimbăm harta. Pentru că mai avem foarte, foarte multe misiuni de jucat. Așa că nu-i problemă. Ușurel. A, zona asta a fost puțin mai dificilă, dar n-a părut. Bine, părea dificilă, dar n-a fost pentru azovul meu. A descurcat excepțional. Oricum avem foarte puțin, ajungem, încărcăm și udăm plânsul. Adică astea, lemnele alea, nu știu cum să le... Lensuri, din câte știu, s-ar trece astea, zi, blană sau ceva. Scândură, nu știu cum să zic. De lemn. Hai bă, Paulu, ce ai făcut bobiți? Păi, s-a oprit să schimbe viteza. Hai să nu-l... Nu dăm cu pietre în el acum. Video acesta cred că o să iasă ceva mai scurticel ca de obicei. Dar nu este problemă. Că unul e mai scurt, unul mai lung, în funcție și de misiune. Oricum deja am făcut două pe acest video, așa că eu zic că e suficient, mai mult decât suficient. Hai să încerc să mă încarc și cu dumplings-ul. Dacă ar și vira nenea asta. Așa, hai. Wooden planks 2, am zis, da? Și ne mai rămâne un singur loc pentru service per parts-uri. Dar nu e o problemă pentru că alea sunt acolo la noi la garaj. Așa că alea zile pun pe astea decât trag 2 metri mai în față și încarc și vehicle spare parts-urile. Pentru că puteam să le iau și din alte locuri, doar că, vedeți, mi-a mai rămas decât un singur slot pe remorca asta. Și am zis că dacă tot a fost aici remorca, să profit de ea, să nu o las aici. Azi văzut, mi-a dat și 30 XP, că am descoperit-o și apoi pot să o vând. Mi-au bănuții pe aia. La ce să o las aiurea pe hartă? Mai ales că știți că mie nu prea îmi place să le las așa înșirate pe hartă remorcile. Dar uneori nu am ce face, trebuie să le mai las și înșirate. Dar zic, când am timp încerc să le recuperez și să le vând înapoi. Una la mână că mi-au bani înapoi pe ele și doi la mână... nu mi se mai încarcă nici harta cu foarte multe remorci. Și de asta prefer să le recuperez. Sau cel puțin să încerc să nu le las, știi, să le vând înapoi.
Am ajuns pe asfaltul ăsta cu... cu denivelări. Și încerc să merg puțin mai încet, să nu... să nu mă răstorn. Pentru că nu am o macara și... nu cred că mi-aș dori să mă răstorn. Uhuhu! Da. Merge băiatul meu, n-are niciun stres. Bine, că acum e și pe asfalt. N-am ce-i cere. Apropo, și acum avem asfalt până la... aproximativ, da, până la garaj. Avem porțiuni și de asfalt și de drum din ăsta fără asfalt. Dar ne descurcăm indiferent de situație, băieți. Noi suntem, doar suntem șoferi profesioniști aici. Nu suntem așa orice șofer. Hai mă, lasă a patra, nu vezi că nu poți? Dă-i cu a doua. Aici o să am puține probleme, pentru că și când am trecut să merg spre încărcătură, am avut probleme. Deși văd că acum parcă se descurcă mai bine, cred că e datorită faptului că am greutate, așa cum am spus, pe axele din spate și are o altă tracțiune. Pentru că el era ușor pe spate, avea greutate doar pe față, fiind motorul și cabina acolo. Avea greutate pe față și pe spate era oarecum ușurel. Dar acum, având cărămizile puse pe față, apasă cu o altă greutate pe capul tractor și văd că se descurcă chiar mult mai bine. Aici, când am trecut, am avut nevoie de winch. Și țineți cont că eram doar cu... virgulă capul tractor. Ia să vedem, acum reușește singur sau am nevoie de winch? Pentru că văd că aici s-a îngropat. Dar văd că el înaintează. Auto, pe aici. Hai să folosim winch-ul. Deși ieșea și singur, dar am zis că să nu mai pierdem timpul. Bă, cât a intrat mâncați așa. E, de aici nu mai iasă. De aici nu mai iasă, dar încerc să fac așa, iată. Hai de ușurel, 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 așa. Știu că poți. Am că ai și până la urmă. Hai să-i dau pe auto, că acum prinde prin o porțiune de asfalt. Aici facem stânga. Și acum, imediat, a trebuit să ajungem la garaj. Sau mai e de mers, nu mai știu.
Ba nu, acolo jos în, în valea aia ar trebui să ajungem la, la garaj. Păi o să pun, o să pun astea, materialele astea pe care le am acum și după aia o să mă întorc și iau vehicle spare parts-urile. Pentru că n-are rost să iau decât unul, după aia oricum trebuie să mă întorc să-l iau și pe celălalt, așa că n-are rost. Punem pe ăsta. Așa, aici e o zonă nasoală. Da, după cum vedeți, deja m-am cam blocat. Dar ne ajutăm de winch, că de-aia avem stâlpii ăștia aici. Hai, uite, văd că a prins un pic de tracțiune și a dat drumul. S-a lăsat ceața. Ia tata, virează. Da, și să construiască, cred că aici. Trebuie să vedem unde trebuie să le pun. A, aici în față. Hai să resetez asta pentru că nu am nevoie. Dar nu știu exact, aici sau în dreapta. Să văd că apare și acolo. Dar cred că aici. A, acolo e garajul. Da, aici trebuie. Bun, hai să luăm și service per parts-urile. Voi da cu spatele ușurel așa. Am zis că... A, vehicle, nu service. Vehicle spare parts. Două. Hai să le punem și pe astea, să vedem cum... Stai să dau timpul pe zi, să se vadă frumos când ne construiește garajul aici. Ia să vedem. Au de aici. Păi așa dintr-o dată a apărut. Best truck. Da, m-a apărut. Mamă, 16.600 de bănuți, am luat și 1380 de XP. Bă, da, am luat, tăticule. Păi și oare acum e în regulă asta? Știi ce? O să mă duc să vând remorca, pentru că știți de ce, nu? Tocmai ce v-am zis. Mă duc să... Au, ce belea, bă, mâncați așa. Ăsta e primul garaj pe care îl văd așa. Deci îți arată și camioane înăuntru. Wow! Până acum n-am văzut un asemenea garaj. Oricum, sezonul 10 a venit cu ceva schimbări. Pentru că ați văzut și pe hartă diferite lucruri pe care pe celelalte hărți eu nu, unul personal, nu le-am văzut. Cum ar fi acel pod de beton, am mai văzut niște treceri peste niște conducte foarte mari. Chestia cu barca... cu bacul care ne ajută la traversare. Mai multe chestii. Uite și pe aia, o iau și pe aia. Hai să o iau. Ajung, n-ajung. Hai să o iau și pe aia să o vând. Mai fac și un bănuț aici. Și dacă tot e aceea... Hai ușurel, hai ușurel. Și după aia vreau să intru în garaj să vedem dacă s-a schimbat ceva în interior. Pentru că știți cum era, era dezastru. Și aveam decât un singur slot liber pe care puteam să parcăm camioane. Unde e, mă? Uite aici. 3400 de bănuți. La ce să o lăsăm degeaba pe ăsta? Hai să-i dăm un recover. Eee, altceva, tăticule, aude aici. Frumos totul. Renovat, reparat, nou-nouț, office frumos aici. Și acum avem și noi sloturi pentru ale noastre camioane. Băieți, o să rămân și eu aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, un share și un coment. Eu am fost Husenka Games și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!